Haideți să fie cu bună dimineața și bine ați revenit pe acest canal. Porumbeii sunt liberi, este pe afară și solzata. Ieri n-am mai fost la prietenul meu, s-a pus un vânt incredibil și chiar nu puteai să mergi. Va rămâne să facem schimbul pe weekend, când este și el liber și nu o să mai fie nici restricția cu declarația obligatorie. De vineri declarația va fi obligatorie doar dacă ești din localitate, așa că nu o să mai fi nevoie să-mi fac declarație că merg după ciorumbei. Avem și o noutate, au ajuns puișorii de ouă. Le-am pus mâncare într-un castronel de ăsta și apă într-o conservă, apă cu tratament. 5 ml la 2 litri jumate de apă, mai exact așa ceva, de la Agroland, Violomix, e un complex de multe vitamine, este bun pentru pui de o zi, curcani, ciorumbei și iepuri, ăsta timp de o săptămână, după cum a spus, 5 ml de soluție de asta la 2 litri jumate de apă. Și apoi, tot de la Agroland, NutriSave. Ăsta este un aditiv lichid pentru apa de băut. Este bun tot la fel pentru pui de o zi, curcani, porci și ce asta, gâscă. Deci astea sunt. Și pe aici ce mai am eu, ce le dau la porumbei. O să facem un alt clip cu ce le administrez eu porumbeilor. Deci ăștia sunt puișuri, 15 la număr. Momentan vor sta în cutia asta, că este timpul super nașpa și e destul de frig. În câteva zile o să scoatem și pe ei în plasă, afară la iarbă. Și în rest, ce să vă zic despre ei? Grădinița. Să o prezint și pe rușii. Ăștia sunt. Femeia cea verde și masculul cel albastru. Mai am decât doi pe cei galbeni i-am dat, după cum am spus și pe un clip. Are și femeia la două ouă. Să vedem câte va face. Mama masculului albastru, că masculul este scos la mine, a scos ultima dată un număr de 8 ouă ca idee. Să vedem asta verde cât va scoate. Dar oricum într-un cuib de genul mai mult de 4, hai 5 pui cu indulgență. Poate să ducă mai mult. Desigur, Lesi, pe numele de cod. Dă-te din picioarele mele. Și haideți pe la porumbei pe sus să vă mai arăt noutățile. Aici la Undertaker și la căpăcit, după cum v-am spus, un pui va ieși căpăcit ca masculul și unul, un negru cu coadă albă. Chiar mă gândeam dacă va scoate vreodată pui cum e masculul. Am dat pe jos puișorii de jucător. I-am dat și pe ăștia de pe jos, dar s-au urcat înapoi. Zilele astea o să verific ouăle bobate, să vedem dacă sunt bune. Puișorii vineți s-au urcat pe părinți și noaptea dorm în fostul cuib al jucătoarei bătrâne. Aici avem pe ăștia doi pui foarte frumoși. Se pare că bălțații ăștia solzați ies din Messi. Abonații vechi știți că am avut un pui de genul și cu Trestia. Am avut un bălțat solzat și o sălzătură destul de urâtă. Guțanii sunt destul de frumoși pe lângă solzătura aia.
Căpăcita am văzut că hrănește destul de bine pui. Ceea ce este bine, e un semn bun. Avem o noutate aici la dragoni. Ia uitați, avem doi puișori. Ăsta este al lor. Cred că va ieși tot la fel un cuc în stilul masculului. Și ăsta este un puișor al căpăcitei. Un puișor care a fost la roșu de jos, dar știți că era diferența destul de mare între pui. Așa că l-am mutat aici, că sunt de aceeași vârstă, să zic așa. Aici la vânăta asta avem două ouă. Lista a ouat și al doilea ou. Acum chiar sunt curios ce arătări va scoate cu listul la Dani. Poate nu-ți mai scoată solzați. Aici la masculul alb avem doi puișori albi complet. Pe aceștia o să-i păstrez. Vreau să păstrez o pereche de albi. Mascul foarte bun, ce vă spune. Și desigur juniorii ăștia. Doi pui mega frumoși. Urmează să ne mai fac o curățenie zilele astea, că s-a făcut mizerie la loc. Aici avem pe ăștia doi. Puiul ăsta galben se va face un pui destul de frumos și va ieși și un năros, exact cum îmi plac mie voiajorii. De seară voi băga vânătul de la Alex cu femeia lui pe boxă, o să-i închid pe boxă. Se tot cuibăresc pe unde sunt puișorii de jucător. Am văzut că au strâns într-un timp și ceva paie pe acolo. Și am zis să îi pun pe boxă de seară, să se învețe masculul cu boxa. După cum ați văzut și pe clipul lui Alex de seară, femeia aia cucă de care zicea el că o păstrează va ajunge pe la mine. M-a sunat și mi-a spus de propunerea lui și mi s-a părut o propunere destul de bună. Și exact cum a zis și el, se potrivește destul de bine masculul vânăt cu acea cucă. În rest, ce să vă mai spun, ca achiziții, ca viitoare achiziții, voi renunța la șimi, cum spuneam că o să-mi iau șimi și în locul lor o să-mi aduc pescăruși chinezi. O să îmi aduc eu și șimi, dar pe parcurs. Pe toamnă o să aduc o pereche de pescăruși chinezi și desigur o pereche de cresc, dar vreau cresc pe cuc, cum are George masculul ăla, pentru cine, femeia aia, pentru cine o știe. Îmi plac foarte mult creții ăștia pe cuc, așa că aș vrea să încerc să caut o pereche. Și iarăși să răspund la un comentariu. Ce mai face Barca? Și dacă o să îl mai aduc în volieră. Păi Barca este foarte bine, după cum am spus, este la Dani. Barca, dacă nu pleacă la Dani, porumbelul ăla nu părăsea voliera, deoarece nu e un porumbel să părăsească voliera așa una cu două. E un porumbel foarte drag mie. Are doi pui chiar. De pereche cobălțată Arden. Dacă nu mă înșel, da, mă rog, și așa, dacă le are Eddie cu liniile astea de voiajori. Da, mă rog, e pereche cu o bălțată. Are doi puișori destul de mari la ei. Da, acum cu adusul înapoi în volieră. Dacă
nu o să mai convine lui Dani de el, dacă nu dă pui buni, o să-mi aduc porumbelul înapoi, normal. Și dacă o să-i convine de el și vrea să-l ține în continuare, foarte bine, să-l ține la matcă și la anul. Și mi-a tot spus în comentarii, domnule, că se întoarce barca. Barca nu se întoarce, de aceea e la matcă. Și matca nu are făcută din porumbei lui. O are făcută din porumbei străini și n-ai cum să le dai drumul la aia. Bine, le dai drumul doar în momentul când vrei să scapi de ei. Dar barca nu are cum să se întoarcă singură, ca idee. Ba, numai în cazul să-i dea drumul. Dar dacă nu-i dea drumul, nu are cum să plece singur. Na, în rest, n-am ce să vă mai spun. Cam ăsta a fost clipul, cu voi a fost Eddie, eu m-am dus. Ceau!